E oficial. Recalcularea pensiilor a fost un eșec și atunci este întârziată, este amânată. Vom asista la o recalculare a recalculării, ceea ce înseamnă că cineva, persoană importantă, zic eu, ministru de linie, trebuie să-și asume răspunderea, să-și toarne cenușe în cap și să demisioneze, pentru că nu poți să te joci cu. Milioane de, de oameni care așteaptă de la tine uh, un răspuns clar, și pe care uh, l-ai dat și apoi l-ai amânat, pentru că nu a fost răspunsul uh, corespunzător. A fost un răspuns uh, greșit calculat.